Există interese private. Adică nu cred că a fost interesul celor din comisie să existe un spital de stat care să preia pacienții oncologici. Și aș vrea să mă opresc aici. Nu cred. Nu cred că neapărat în zona aceasta. În zona probabil, n-am încă dovești certe, dar am suspiciuni rezonabile, cum se spune, în zona privată, în zona medicală privată. Dar în momentul în care citești un raport de control, care îți detailează cuvânt cu cuvânt ce s-a întâmplat și cum s-a întâmplat, și că un document care trebuia depus în data de 24 ale lunii este depus în 28, dați-mi voie să vă spun că eu pot să cred foarte multe lucruri. Și pot să văd, de exemplu, zona privată oncologică, cum s-a dezvoltat și cum a fost finanțată, deci pot să mă gândesc la aceste lucruri. Cum să vă spun? Sau, să vă dau un exemplu, e o comisie care este constituită printr-o decizie, teoretic, în momentul în care ai o comisie constituită, se face o instruire minimală, adică membrii comisiei se adună, discută procedurile, pentru că așa mi se pare corect. Lucrul acesta nu s-a întâmplat, nu au fost instruiți minimal. Acele declarații pe proprie răspundere pe care trebuie să le depună fiecare membru al comisiei. Deci, astea sunt chestii minore. Dar chestiile astea minore au constituit probleme de anulare, de amânare, lucruri pe care, vă spun foarte sincer, n-am putut să le înțeleg. Au fost detașați inclusiv oameni din Ministerul Sănătății aici ca să facă parte din această comisie. Nu s-a întâmplat mare lucru. Să vă spun, sau chestiuni eronate, făcute intenționat eronat, pentru că mie mi-e greu să cred că cineva greșește așa doar că greșește o dată, de două ori, de 10 ori, da. E, vă spun sincer, citind raportul de control pe zona aceasta de oncologie, nu mi-a venit să cred. Realmente nu mi-a venit să cred. Asta nu voi decide eu, vor decide organele. Cu siguranță noi am înaintat acest raport, pentru că mi s-a părut normal să aflăm ceva mai mult cu toții. Ministerul Sănătății a făcut o sesizare. Parchetul. Atâta vreme cât există o plângere penală, vom aștepta ce spune penalul, iar pe de altă parte, pe zona administrativă, am luat niște măsuri. Dați-mi voie să nu vorbesc acum despre ele. Am și schimbat conducerea Direcției de Sănătate Publică. Vă reamintesc că este totuși o conducere interimară pe care o vom evalua. Va urma un concurs. Din punctul meu de vedere, directorul Direcției de Sănătate Publică, care va fi el în urma concursului, va trebui să fie foarte ferm aici, în județul Timiș. Foarte ferm în ceea ce privește investițiile pe care le avem, pentru că până la urmă sunt reprezentanții Ministerului în teritoriu. Ministerul alocă mulți bani în județul Timiș. Deci sunt niște lucruri foarte clare pe care va trebui să le urmărească fiecare. Discutăm despre centrele de permanență. Eu vă spun sincer, probabil că mă veți întreba care a fost opțiunea sau de ce am optat să numesc un director la Direcția de Sănătate Publică, cel pe care l-am numit. Pur și simplu, citind raportul de control. Citind raportul de control, în momentul în care apare numele unuia de 10 ori, cu siguranță, chiar dacă este angajatul direcției, nu o să-l pun director interimar. Dar unul care nu apare în raportul de control sau apare că și-a făcut treaba, acela poate să aibă girul meu până la organizarea unui concurs legal și corect. Pentru că sunt adepta concursurilor corecte. Concursurile se desfășoară cu aprobarea unui memorandum în Guvernul României. De la 1 ianuarie 2019 putem depune aceste lucruri după ce avem bugetul. Deci după ce vom primi bugetul Ministerului Sănătății, vom scoate la concurs posturile de director de direcții de sănătate publică vacante, director ai serviciilor de ambulanță vacante. Deci lucrurile vor decurge în ordinea lor firească.